Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta o resursă educațională deschisă, modulul unui număr real. O primă definiție a modulului, care se bazează pe noțiunea de axa numerelor, este următoarea. Dacă punctul O este originea axei numerelor, iar numărul real A mic este abscisa punctului A, atunci distanța dintre punctele A și O se numește modulul sau valoarea absolută a numărului A și se notează cu modul de A. De exemplu, punctul C are abscisa 3. De aici va rezulta că modul de 3 este egal cu OC și va fi egal cu 3. Distanța de la O la C este egală cu 3 unități. F' are abscisa minus 6. Rezultă că modul de minus 6 egal cu OF' și egal cu, de la O la A' unitate, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea unitate, deci va fi egal cu 6. O a doua definiție a modulului și mult mai des utilizată decât cea anterioară este următoarea. Modul de x este egal cu x dacă x este mai mare decât 0, 0 dacă x egal cu 0 și minus x dacă x este mai mic ca 0. Conform acestei definiții, putem calcula, să spunem, modul de 7. 7 este un număr pozitiv. Fiind un număr pozitiv, modulul unui număr pozitiv e egal cu numărul însuși, adică egal cu 7. E clar că modul de 0 este 0 și, să spunem, modul de minus 11 este egal cu, dacă numărul este negativ, atunci modulul său este opusul numărului. Deci modul de minus 11 este minus minus 11, minus în fața unei paranteze schimbă semnul termenului din paranteză și va fi egal cu 11. Proprietățile modulului. O primă proprietate este modul de x egal cu modul de minus x pentru orice număr real x, apoi modul de x mai mare sau egal decât 0 pentru orice număr real x. Această proprietate este ușor de intuit datorită faptului că modulul reprezintă o distanță și distanța este mereu un număr pozitiv. Urmează modulul produsului egal cu produsul modulelor pentru orice numere reale x și y. Modulul raportului egal cu raportul modulelor pentru orice număr real x și pentru orice număr real nenul y. Radical din x pătrat egal cu modul de x pentru orice număr real x. Aceasta se folosește foarte mult în exerciții. Și modulul sumei este mai mic sau egal decât suma modulelor pentru orice numere reale x și y. Observăm că dacă la modulul produsului și la modulul raportului aveam egalitate cu produsul modulelor sau cu raportul modulelor, la modulul sumei nu mai avem egalitate cu suma modulelor. Aici avem două cazuri. Dacă x și y au același semn, atunci modul de x plus y este egal cu modul de x plus modul de y, dar dacă x și y au semne diferite, atunci modul de x plus y este strict mai mic decât modul de x plus modul de y. Vă propun să rezolvăm în continuare următoarele exerciții. Primul exercițiu este: calculați modul de 3 radical din 2 minus 4. Sigur, primul lucru la care vă gândiți ar fi să-l evaluăm pe radical din 2. Radical din 1 știm că este mai mic decât radical din 2, care este mai mic decât radical din 4. Rezultă deci că 1 mai mic decât radical din 2, care e mai mic decât 2, și înmulțind totul cu 3, vom obține că 3 mai mic decât 3 radical din 2, mai mic decât 6. Deci am obținut că 3 radical din 2 este cuprins între 3 și 6. Chiar dacă am lucrat corect, totuși, nu știm cum este 3 radical din 2 față de 4, dacă este mai mic sau mai mare.
Și atunci revenim la forma inițială a exercițiului și modul de 3 radical din 2 minus 4 este egal cu, de data asta vom introduce 3 sub radical, egal cu radical din 3 la a doua ori 2 și minus 4. Va fi modul de radical din 3 la a doua este 9 ori 2, 18, minus, și pe 4 îl scriu că radical din 16. Radical din 18 e mai mare decât radical din 16, deci diferența aceasta este pozitivă. Modulul unui număr pozitiv coincide cu numărul însuși. Radical din 18 provenea din 3 radical din 2, deci va fi egal în continuare cu 3 radical din 2 minus 4. La al doilea exercițiu trebuie să calculăm modul de 2 supra 1 ori 3 plus 2 supra 3 ori 5 plus 2 supra 5 ori 7 minus 5 supra 7. Pentru început ne propunem să calculăm suma primelor 3 fracții. Chiar dacă ar fi ușor de calculat această sumă, aducând pur și simplu la același numitor, vreau totuși să stabilim o strategie prin care am putea o calcula și prin care am putea calcula sume de acest tip care conțin mult mai mulți termeni. Observăm că diferența factorilor de la numitor este egală cu 2 și atunci în prima fracție, pe 2 de la numărător o să-l scriem ca 3 minus 1 supra 1 ori 3. În a doua fracție, pe 2 îl vom scrie ca 5 minus 3 supra 3 ori 5 și în a treia, pe 2, de la numărător îl scriem ca 7 minus 5 și normal supra 5 ori 7. Și egal în continuare cu 3 supra 1 ori 3 minus 1 supra 1 ori 3, deci fiecare fracție o să o despărțim într-o diferență de două fracții, plus 5 supra 3 ori 5, minus 3 supra 3 ori 5, plus 7 supra 5 ori 7 și minus 5 supra 5 ori 7. În continuare, observăm că putem simplifica termenii, adică în prima fracție am putea simplifica prin 3, în a doua fracție n-are sens să simplific prin 1, în următoarea prin 5, apoi prin 3, prin 7 și prin 5. Și atunci vom obține 1 minus 1 pe 3 plus 1 pe 3 minus 1 pe 5 plus 1 pe 5 și minus 1 pe 7. Acum se reduc minus 1 pe 3 cu plus 1 pe 3, minus 1 pe 5 cu plus 1 pe 5 și o să obținem 1 minus 1 pe 7, care este egal, dacă vom aduce la același numitor, cu 7 minus 1, adică 6 pe 7. Deci A, ca așa am notat modulul inițial, cu A mare, este egal cu modul de suma S este egală cu 6 pe 7 minus, mai aveam un termen 5 pe 7, egal cu modul de 1 pe 7, care e egal cu 1 pe 7 pentru că 1 pe 7 este un număr pozitiv. La exercițiul al treilea ne propunem să aflăm numerele reale X pentru care radical din X minus 1 la pătrat egal cu 3. Vom aminti înainte proprietatea modulului pe care o vom folosi aici și anume radical din x pătrat egal cu modul de x. Conform acestei proprietăți, radical din x minus 1 la pătrat egal cu modul de x minus 1. Din ipoteză, radical din x minus 1 la pătrat egal cu 3, deci din cele două relații va rezulta că modul de x minus 1 este 3. Numerele care au modulul 3 sunt plus sau minus 3, deci x minus 1 aparține mulțimii formate din plus sau minus 3. Dacă x minus 1 este 3, adunând 1 rezultă că x egal cu 4 și dacă x minus 1 este minus 3, adunând 1 rezultă că x egal cu minus 2. Deci x aparține mulțimii formate din minus 2 și 4.
Sigur, sunteți nerăbdători să rezolvați singur niște exerciții. Eu vă propun următoarele. Primul exercițiu, calculați modulul diferenței 2,1 și 3 în perioadă, minus 11 pe 5. Al doilea, să se calculeze modul de 4 radical din 2 minus 6. La al treilea exercițiu trebuie să calculați modul de radical din 3 minus radical din 2 supra radical din 6 plus radical din 4 minus radical din 3 supra radical din 12 plus radical din 5 minus radical din 4 supra radical din 20 minus radical din 2 pe 2. Și la ultimul exercițiu trebuie să determinați numerele reale x pentru care radical din 3x minus 1 la pătrat egal cu 5. Știați că notația modul de x a fost introdusă de matematicianul german Karl Weierstrass în 1841 și că termenul de valoare absolută a fost utilizat încă din 1806 în Franța și din 1857 în Anglia? Atât pentru azi. La bună vedere!